În 2015 am fost aleasă în calitate de primar din partea partidului nostru în orașul meu natal, Glodeni. Încă de la început am stabilit sarcina administrării primăriei corecte și transparente. Echipa noastră a reușit să readucă orașul la viață, să înceapă restaurarea și dezvoltarea acestuia. Ne-am străduit să creștem calitatea vieții oamenilor simpli. Am fost atenți la nevoile și problemele fiecărui orășean. Pe exemplu, orașului Glodeni, Bălți, Râșcani, Drochia și alte localități a Republicii Moldova, echipa noastră a demonstrat că este capabilă să curețe coridoarele puterii pe hoți și funcționari corupți. De a-și asuma munca cea mai dificilă și responsabilă. A venit timpul să facem mai mult. Pentru orașul natal, pentru regiunea noastră, pentru întreaga țară. De aceea am decis să merg în alegeri în data de 24 februarie din partea formațiunilor Renato Usatăi, în circumscripția numărul 5. Doar dacă ne reunim forțele, putem îmbunătăți viața fiecărui om pentru a aduce bunăstarea în casele noastre. Moldova va fi liberă!